Profesia nu are gen, iar stereotipurile că o anumită funcție poate fi deținută doar de un bărbat sau o femeie de mult au fost combătute. O demonstrează Ștefan Gorea, un bibliotecar din Raionul Sângerei. De 8 ani, bărbatul stă la straja cărților din biblioteca publică a satului Izărenii Vechi. Totul a început din pasiunea pentru lectură. Să vă spun sincer, probabil m-a ales ea pe mine. Poate e o vorbă frumoasă, dar așa și este, într-adevăr. De mic copil a fost un cititor pasionat. Absorbeam cărțile, pot spune așa. Se întâmpla o carte interesantă să o citesc 250-300 de pagini, mergea și într-o zi. Mi-a venit ideea, dar de ce nu aș putea totuși eu să propag cartea, lectură, o ocupație care mi-a plăcut mie? Pentru a implementa ideea dată, am plecat la Soroca, la fosta școală de ilunare culturală, actualul colegiu de arte Nicolae Bodgros, am absolvit și în moment implementăm cele gândite atunci. Chiar dacă majoritatea colegelor îi sunt femei, acest lucru nu îl oprește să activeze și să demonstreze că această muncă poate fi practicată și de bărbați. La momentul de față, majoritatea bibliotecarilor covârșitoare sunt femei și mă bucur de asta, că pentru că o mână de femeie este mai grijulie, mai atentă, mai gospodină în toate domeniile, dar totuși încercăm și noi să demonstrăm că și bărbații sunt capabili ceva. Mediul în care activez la moment, doamnele colege m-au primit binevoitor. Aș putea spune că parcursul de acum 7 ani și ceva, 8, m-au primit în mediul lor, m-au recunoscut ca egal, sunt cu aceleși drepturi și îndatoriri care le au toți, le am și eu. Cei care îl cunosc pe Ștefan consideră că își face munca cu dedicație. Dacă nu mă înșel, îmi pare că e unicul din raion. Păreri foarte bune. Își face meseria la maxim. Din tinerețe e pasionat de lectură, de carte și cred că asta l-aș făcut să îmbrățișeze meseria. Da, ce să nu ne mândrim, că dacă el e om bun, te adresezi la dânsul să răspunde frumos, nu cu toate că e bărbat. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în trimestrul 1 al anului 2023, forța de muncă a Republicii Moldova o constituie peste 916.000 de persoane. Ponderea bărbaților a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor.